Divorțez dacă soțul este violent verbal? Aceasta este întrebarea la care vin să răspund astăzi din Biblie. Dau citire întrebării în întregime. Vă rog să mă ajutați cu un sfat în ceea ce îl privește pe soțul meu sau căsnicia mea. Eu am decis să-L urmez pe Domnul nostru Iisus Hristos. Tocmai pentru că aveam destule probleme de căsnicie și singurul în care am găsit alinare este Iisus Hristos. De atunci problemele... Așa, da. De atunci problemele mele cu soțul s-au accentuat mai mult. Avem și 4 copii. Sunt înjurat de fiecare dată când lui nu-i convine ceva. Nu mai vreau această viață alături de el. Plus că sunt și copiii la mijloc, au de înjurături, el petrece timpul liber cu prietenii, consumă alcool. Nu consumă alcool, dar este violent verbal. Iar eu am decis să divorțez pentru că viața alături de el este un chin pentru mine și copii. Mi-este frică de copii să nu părăsească casa la adolescență pentru că acasă nu au parte de fericire. Și asta este unul din motivele pentru care sunt pe cale să divorțez. Știu că Biblia nu este de acord cu așa ceva, dar nu mai pot. Eu mă rog pentru familia mea, pentru soțul meu, dar el nici nu vrea să audă de o schimbare în ceea ce ține de comportamentul lui. Vă mulțumesc! Da, dragă soră în Hristos, vin să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Dumneavoastră deja ați scris aici că știți că Biblia nu încurajează hotărârea pe care ați luat-o. Pentru că în Biblie există un singur motiv pentru divorț și acesta este adulterul. Acum soțul dumneavoastră nu se face vinovat de păcatul acesta. Eu vreau să vă îndemn să deschideți împreună cu mine epistola Apostolului Petru, întâia lui epistolă, la capitolul 3 și să citim împreună primele 6 versete. Iată, aici spune așa. Tot astfel nevestelor, și când zice tot astfel, asta înseamnă după pilda Domnului nostru Iisus Hristos, că la sfârșitul capitolului 2, citiți acolo, este scris despre Domnul nostru Iisus Hristos, cum a suferit El. Și zice tot astfel nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, cum este în cazul dumneavoastră, soțul nu ascultă cuvânt. Zice să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Deci vreau să vă asigurați că așa este la dumneavoastră, că aveți un fel de trai curat și în temere. Zice mai departe, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns a inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Eu vreau doar să vă asigurați că dumneavoastră vă faceți parte aceasta. Eu nu vă cunosc personal și eu nu știu, poate dumneavoastră trăiți așa, dar dacă nu trăiți așa, vreau să vă asigurați că începeți să trăiți așa cum scrie aici, că asta este cererea cuvântului lui Dumnezeu și spune tocmai cum să vă raportați la un soț care nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, cum este în cazul dumneavoastră. Zice, podoaba dumneavoastră să fie omul ascuns al inimii care stă în curăție neperitoare unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Deci nu înseamnă asta că trebuie să faceți ceea ce v-ar cere soțul împotriva cuvântului lui Dumnezeu, dar atât timp cât soțul vă cere anumite lucruri în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, să arătați supunere față de soț, să aveți totdeauna un duh blând și liniștit, să arătați tot respectul față de el, în felul cum vorbiți, în felul cum vă adresați, să nu vă agitați, să nu vă iritați, să vă purtați frumos, frumos, să nu-l provocați la violență de aceasta.
Acum ziceți despre copii. Ziceți despre copii că dacă ei vor vedea felul ăsta de trai, vă temeți că ei la perioada adolescenței vor pleca din căsătorie, din familie, vor părăsi familia. Dar eu cred că dacă dumneavoastră divorțați acum, atunci nu le dați lor un exemplu de viață creștină frumoasă și tocmai divorțul dumneavoastră îi va face pe ei să părăsească și credința, și casa, și să o ia pe căi strâmbi și pe căi strâmbi să umble toată viața, pentru că ei nu văd un exemplu creștinesc. Exemplul dumneavoastră de creștină care stă tare rădăcinată pe cuvântul lui Dumnezeu, care rabdă suferințele, care își trăiește viața frumos, la înălțimea chemării pe care o are de la Dumnezeu, iată exemplu de credință, numai decât îi va întări pe copii. Dacă copiii vor vedea că dumneavoastră procedați exact așa cum scrie aici, aveți un fel de trai curat și întemere, aveți curățenie peritoare a unui duh blând și liniștit, vă purtați cu tot respectul cu soțul dumneavoastră, chiar dacă el se poartă așa cum se poartă copiii, vor vedea contrastul numai decât vor vedea și vor vedea ei în față, au exemplu unei sfinte, ei văd o mamă sfântă cum trăiește și ei vor dori să urmeze sfințenia aceasta, vor dori să trăiască așa. Dacă soțul devine violent fizic, atunci, da, vă puteți separa din moment ce el devine violent fizic, vă puteți separa, dar nu puteți divorța. Și, iată, asta este sfatul pe care vin eu să vi-l dau din cuvântul lui Dumnezeu și tare, tare mult mă rog ca Dumnezeu să vă dea har, să vă dea putere, să ascultați de El, să luați o decizie fermă, să trăiți în toate conform cuvântului lui Dumnezeu. Nu uitați, noi trăim într-un veac răzvrătit, într-un veac în care oamenii nu vor să, nici măcar nu vor să audă despre răbdare, despre suferință, inclusiv într-un veac în care se propovăduiește sau cumva se creează impresia că creștinismul este o religie a distracției. Uitați cum sunt întâlnirile de tineret pe la biserici, că ei toți se întrec în distracții, se facă tot mai mult distracții și cumva se creează impresia că creștinismul este o religie a distracției. Nu, nu, nu așa. Dumnezeu ne învață să avem răbdare și inclusiv, iată, la Iacov acolo spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Iată, în cazul dumneavoastră, asta e încercarea. Zice, prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea și răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Eu aș vrea la încheiere să vă mai îndemn ca să faceți un curs biblic foarte important. Este intitulat cursul acesta Căsătorii fără regrete. Este un studiu profund despre căsătorie, îl avem și online. Trimiteți-mi un mesaj ca să vă pun în contact cu pastorul care conduce grupul acesta de studiu biblic împreună cu soția lui, sau dacă veți dori să vă alipiți la un alt grup de studiu biblic, dar fiți sigură că studierea Scripturii vă va întări duhovnicește, vă va da putere, vă va da răbdare, vă va da înțelepciune cum să vă purtați ca să-L câștigați pe soț pentru Dumnezeu. Așa să vă ajute Dumnezeu. Pace multă!